Incident halucinant petrecut seara trecută în comuna Cușmir, unde, din cauza unei femei, a început un scandal cu arme albe, care s-a lăsat cu intervenția salvărilor. Un tânăr de 24 de ani a fost tăiat cu o sabie de către prietenul fostului cumnat. Cei doi au mai avut o altercație și în trecut. Scene de groază au avut loc seara trecută în comuna Cușmir. Cei doi bărbați s-au întâlnit întâmplător și s-au luat la ceartă, iar vorbele au fost înlocuite în scurt timp de pumni și picioare, apoi de arme albe. Între cei doi tineri existau tensiuni de mai mult timp. Victima a fost agresată de fostul cumnat, dar și de prietenul acestuia, cu o macetă și o sabie. De la bătaie s-a ajuns la tentativă de omor. Declarațiile victimei sunt șocante. Am ieșit să mă plimb și am ajuns în comuna Vânători și am trecut pe la fosta, pe la poartă și la colț, acolo am întors la ea și dintr-o dată a ieșit ea cu maică-sa, la care maică-sa s-a pus cu mâinile pe mașină, mi-a dat o palmă pe față și după i-am spus la fosta mea că nu-i frumos ce a făcut. După i-am întors mașina, am plecat spre Cușmir și la un moment dat primesc un telefon de la prietenul actualului, prieten. Și mi-a zis că stai puțin să vorbim ceva. Și mi-a zis că hai să ne întâlnim în Peco. Și eu nu m-am oprit în Peco, m-am oprit acolo, în parcare, lângă Peco, la ieșire din Cușmir, pe partea stângă. La care el a venit cu o machete și o sabie. Și a încercat să mă omoare, să mă taie. M-a tăiat la mână, la picior. Și mi-au spart mașina, la care fostul cumnat a sărit și el cu o țeavă la mine, mi-a dat peste mână. Asta care m-a agresat cel mai mult de m-a tăiat, a venit cu sabia. Pur și simplu m-a tăiat. Fără să-i fac ceva, fără să-l înjur, fără nimic, pur și simplu, fără motiv a venit. Doar mi-a zis să-l aștept să vorbim și a venit pregătit. El era deja pregătit cu fostul meu cumnat ca să mă lovească. Policii trebuia să luăm mașina mai repede de acolo ca să nu vină televiziunea, să filmeze, da. Consider că există vreo legătură între acest polițist și agresor? Da. Sunt prieteni. Și tatăl copilului care m-a agresat pe mine, dar și fostul socru. Au fost doar ei doi au venit. Dar au venit pregătiți. Adică eu nici nu mă așteptam că se întâmplă asta. Pentru că el mi-a zis, stai să vorbim. Și cum s-a dat jos, s-a dat de drept cu maceta pe mine. A încercat să mă bage pe geam, n-a putut, am plecat cu mașina. Doi metri în față și după m-a dat jos, la care mi-a dat în mână și după a venit fostul cumnat, a sărit pe mine, m-a doborât jos și m-a tăiat și la picior. Eu cred că totul a fost plănuit, că nu avea cum să vină pregătit. Direct cu maceta și cu țeava. Deci îi plănuisele treaba asta. Probabil de asta mi-a zis ea, că eu mă întâlnisem cu ea pe zi și mi-a zis ca să vin de seară, să ne vedem. Și uite că a avut un plan ca să mă tai eu la primul. Conflictul sângeros a plecat de la o neînțelegere din cauza unei femei. Victima s-a ales cu 3 tăieturi grave și a fost transportată la Spitalul Județean de Urgențe din Robeta Turnu Severin. Seara trecută, polițiștii secției 6 Poliție au fost sesizați de o femeie de 41 de ani din comuna Vânători cu privire la faptul că ar fi avut un conflict cu un tânăr de 25 de ani din localitatea Gârla Mare. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că pe fondul unor neînțelegeri a existat o altercație între mai multe persoane, două dintre acestea fiind transportate la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire și alte violențe și distrugere. Din sursele noastre am aflat că atacatorii îl urmăreau de mai mult timp pe bărbatul de 24 de ani.